Hello! Welcome to the Arca page. This is Romanian for migrants. Bună! Bine v-am regăsit pe pagina Arca. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. You are now attending a conversation in time of Christmas. Asistați acum la o conversație de Crăciun. 2. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Veți auzi o conversație dintre doi colegi de muncă, o femeie născută în România și un bărbat care este abia mutat aici. You will hear a conversation between two workmates, a woman who was born in Romania and a man who has just recently moved here. Fiecare replică va fi scrisă și pe ecran, pentru a putea urmări cuvintele. Each line will also be written on the screen, so that you can follow the words. Bună din nou! Hello again. Bună din nou. Hello again. Îți mulțumesc mult pentru ce mi-ai spus ieri despre decorarea bradului de Crăciun. Thank you very much for what you told me yesterday about decorating the Christmas tree. Cu mare plăcere! Mă bucur să văd că te pasionează tradițiile noastre. More than welcome! I am happy to see you are passionate about our traditions. Am venit să-mi mai povestești despre Crăciun. I am here so that you can tell me more about Christmas. Sigur. Of course. Cu mare plăcere. Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre o tradiție foarte emoționantă pentru copiii români de Crăciun. I'd be happy to. Today I would like to tell you about a very touching tradition for Romanian children on Christmas. Doi. Colindele de Crăciun. Christmas carols. În ajunul Crăciunului, oamenii, în general copii, merg la colindat. On Christmas Eve, people, generally children, go caroling. Copiii învață colinde și merg din casă în casă și le cântă oamenilor. Children learn carols and they walk from house to house and sing to people. Colindele sunt acele cântece care vorbesc în general despre nașterea Domnului Isus Hristos și despre sărbătoarea minunată a Crăciunului. Carols are those songs which generally speak about the birth of the Lord Jesus Christ and about the wonderful holiday that Christmas is. Tradiția oamenilor care colindă de Crăciun îi semnifică pe îngerii care vestesc nașterea Domnului. The tradition of the people who go caroling on Christmas represent the angels which announce the birth of the Lord. Când eram copil, mergeam în fiecare ajun de Crăciun la colindat, cu toți prietenii mei.
vecini sau familie. When I was a kid, I would go caroling on every Christmas Eve with all my friends, neighbors and family. Pentru că e o tradiție foarte respectată, because it is a widely respected tradition, oamenii pe care îi colinzi te răsplătesc cu. The people you sing carols to reward you with bani, money, fructe, fruits, dulciuri, sweets și altele. And others. Acum, în schimb, merg copiii mei la colindat. Now, instead, my children go caroling. Eu prefer să îi ascult pe ei. I prefer listening to them. În general, în toată luna decembrie, noi, toată familia, ascultăm colinde pe internet, pe CD. Generally, throughout the whole of December, we, the entire family, listen to Christmas carols on the internet, on CD. Sper că ți-a plăcut. I hope you enjoyed it. Mi-a plăcut mult să aflu despre colinde. I very much enjoyed learning about carols. Vino mâine și îți voi arăta câteva colinde tradiționale de Crăciun. Come tomorrow and I will show you some traditional Christmas carols. Voi reveni cu mare plăcere. I am more than happy to come back. Mulțumesc! Pe mâine! Thank you! See you tomorrow! Pe mâine! See you tomorrow! This was all for the lesson today. This was your Romanian teacher, Madalina Mihai, by the help of my wonderful assistant, Andrei Bars, and this is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Asta a fost tot pentru lecția de astăzi. Am fost profesoara de limba română, Madalina Mihai, cu ajutorul minunatului meu asistent, Andrei Bars, și acesta a fost un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!